Aici, se spune. Aștept cel puțin ca să se... nu știam că vă anunță ceva, așa că haideți măcar vreo 10 persoane. Nu știu nici câte ora la voi aici este... Câte ora aici? 6. Deci la voi trebuie să fie 10. Haideți, poate vine aici cineva și îmi spune dacă este sunetul bun, dacă se... vede bine. Cine e prima persoană care s-a conectat? 4 persoane. Salutare, salutare. Salutare de la mare. De la mare, din Marea Caraibă, adică Marea Caraibelor, dintr-o... Marina! Marina, salutare! Este tot. Bine, haideți să... Bine, nu o să vedeți nimic aici, pentru că suntem în port, în Barbad. Și peste 3 ore plecăm la Dominica. Nu am reușit să fac un live de pe corabie, dar mă gândesc că în joi, deci nu mâine, poimâine, o să iau Wi-Fi-ul. Costă 30 de euro pentru 24 de ore. Deci o să iau Wi-Fi-ul de joi dimineața. La voi o să fie, deci, diferența de 4 ore cu România, mi se pare, sau poate 5. Nu știu exact. Și Ianis, papa. Și ce ziceam, să fac un live joi. Poate reușesc să fac vreo 6 ore de live. Vreau să vă arăt corabia. Nici eu încă nu am reușit să vizitez toată corabia. E enormă. Sunt 19 etaje. Deci vă imaginați casino cu spectacole, shop-uri, nu știu, încă n-am văzut tot și mi-am zis că dacă tot vreau să vizitez, de ce nu să fac un live? Mă costă puțin live-ul ăsta, dar cred că e unica soluție ca să vă arăt cum arată o croazieră și să vedeți ce se mănâncă, ce se face pe o corabie. Noi nu suntem prea mulți acum și e foarte interesant să fac live-ul, pentru că nu o să reușesc să bag totul într-un vlog. Și cred că o să fac cumva și vloguri de pe fiecare insulă. Deci azi a fost Barbad, mâine o să fie la Dominica, apoi mâine suntem pe mare, pe urmă mergem pe insulele britanice și am uitat încă, nu știu care e o insulă, Antigua. Și apoi spre San Martin, duminică. Timpul merge prea repede. Nu știu cum pentru voi, dar eu mai nu reușesc să dorm. Tot am întâlnit oameni, am avut și o pățanie cu un domn bătrân, dar cred că el începe să aibă o demență și mi-am dat seama abia astăzi, pentru că noi am fost într-o excursie cu el și cu un cuplu de francezi și a fost așa o istorie conflictuală. Domnul a început să-și iasă din minți și eu cred că el face un început de demență frontotemporal, se zice în franceză, nu știu cum se traduce în română. În orice caz, nu își pierde încă memoria, dar își pierde mințile și anume are o problemă de... Dar nu vorbesc despre asta. Mâine e posibil să apară prin live, pentru că acest domn... Interesantă totuși istoria lui, pentru că acest domn este client al croazierei de 6 luni, din august. El, iată așa, merge de pe o insulă pe alta, știe toate quizurile pe de rost, tot spectacolul, știe cine și tot echipajul, deci nu știu câte sute de oameni muncesc pe această croazieră, dar în orice caz știe pe tot omul. Și să știți că sunt foarte, foarte mulți români. Chiar sunt și șefi, este o fată fotograf la recepție, deci nu știu dacă ei vor să apară în live, dar poate cel puțin îi salutăm. Așa că de-aia fac aici un live așa scurt, ca să vă anunț și chiar tare mi-aș dori să vă conectați cât mai mulți, ca să vedeți joi, pentru cei care nu au fost niciodată pe croazieră, să vedeți cum este această croazieră. Mie mi se pare superbă, adică după cele 2 zile pe corabie, începe să-mi placă. Nu știu dacă aș sta mai mult de o săptămână, vă spun când săptămâna se termină. În orice caz, e prea calm. Mă gândeam să fie mai dinamic, mai mult... Muzică este, nu e problemă, dar sunt mai mult bătrâni.
Și era acolo, nu știu dacă este un cuplu, dacă e tată cu fiul sau dacă sunt un cuplu de gay, nu știu, nu i-am întrebat, sau pur și simplu prieteni, dar astăzi chiar am vorbit cu ei și au zis că da, nu este atmosfera aia pe care și-au dorit-o ca să facă party. Iată așa. Să văd ce mai spuneți voi. Cornelia, salutare! Ah, ce bucuros este Ianis! Îi pup pe amândoi! Mulțumesc foarte mult! Ah, draga mea! Eu tot te aștept pe tine să vii cu mine în orice călătorie, cu rucsacul, cu valiza, cu croazieră, așa că spune-mi o destinație și să mergem, de când tot mergem împreună. Ai început în forță. Da, astăzi chiar, wow, ce am văzut eu în 3 ore, cred că l-am năcăjit pe taxist, dar a fost foarte fain pentru că la urmă mi-a zis, tare îmi place de mine, că ești nebună, când a văzut că dansam pe acolo, pe plajă, că acolo făceam poză, când mă duceam, vorbeam cu... Când am văzut că m-a dus spre vacă și vorbeam cu vaca, a țipat așa, s-a speriat și a zis că, vai de mine, dar dacă te ia cu coarne? Și zic, eu știu cum să vorbesc cu vacile. Și i-am zis că eu am păscut vacile, știu cum. Vaca iarăși s-a oprit, așa s-a uitat la mine și nu a fost foarte interesant. Și francezii se râdeau. Da, am văzut, în 3 ore am văzut foarte, foarte multe locuri frumoase. Nu mă așteptam că bărbat să fie atât de frumos. Încă ceva, îmi pare rău că nu am reușit să mănânc pește flying fish. Deci dacă aia care am văzut s-a reconectat, s-a... Da, și într-adevăr îmi pare rău pentru că nu am putut găsi pește prăjit de asta, flying fish, pește zburător, cum îi ziceți voi. Florin, salutare! Alex, ai dreptate, dar îmi pare să că, de exemplu, când e spring break, să fie mult mai dinamic. Da, așa este. Asta este. Am luat toată piața și am întrebat și a zis că ia-ți peștele și du-te și îl prăjește. Și eu zic, unde? Pe corabie? Da, când te întorci înapoi, te scanează acolo din cap până în picioare, așa că nu poți să vii cu nimic înapoi. Eu chiar mă bucur că cel puțin pot să fac un live cât de scurt n-ar fi el. Câte ora, dacă peste 3 ore, pot să stau aici vreo oră, pentru că mă gândeam să văd, haideți să vedem, poate reușesc să vă arăt măcar unde stăm aici, nu știu cât o să fie conectat, adică până unde merge Wi-Fi-ul ăsta, dar măcar să vă arăt cum arată portul și să... A uitat să-mi iau sticul sau este în parc în geanta. A, și eu trebuie să-mi pun, vai de mine, trebuie să-mi pun masca, pentru că așa este aici. Și da, să știți că poartă masca peste tot. Asta e cam nasol, că pe corabie trebuie să porți... nu știu dacă s-a deconectat, să mai încerc o dată. Pentru că trebuie să fie, știți, toți au venit aici și s-au conectat, pentru că cred că nimeni nu vrătească 30 de euro nou, dacă iai pe tot sejurul. Euro pe zi. Sincer, nu văd rostul să stai cu Wi-Fi, pentru că nu profiți de... Să vă arăt. Ups! Așa. Se deconectează, îmi pare rău, dar iată, cam asta este corabia noastră. Aici sunt vreo 3 croaziere și aici oamenii se... sunt controlați, mi s-a părut foarte ușor, de fapt. Este prima dată când ajung într-o țară și nu mi se ia pașaportul. Asta mi s-a părut foarte straniu. Adică vii aici pe zi, pam, pam, și... Da, Florina, am plecat în croazieră. Nu știam că Rihanna este din Barbados, de exemplu, am aflat astăzi, sau dacă știam, m-a uitat. Marinel, salutare! Mulțumesc! Da, acum mă simt mult mai fericită de când stau acasă. Da. Ce să zic? Nu știu, mâine e posibil să fie doar prin excursie. Dacă nu iai excursie de pe croazieră, nu poți să ieși pe insulă. Deci o să văd, cred că o să improvizez mâine, o să aștept
ca să mergem în exterior și dacă văd că pun, adică impun excursia, o să iau pentru că vreau numai decât să văd și insula la Dominic, la Dominica. Așa că asta, mă scuzați, asta este Wi-Fi-ul, nu este chiar de bună calitate, dar cel puțin pot să vă zic și eu un salut și anunțul pentru cei care s-au conectat. Acum suntem deja 61 de persoane. Joi facem un live. Sper să reușesc, plătesc aia 30 de euro numai decât să vă arăt cum este o croazieră, cum este Coralia, cum oamenii ăștia din tot echipajul sunt foarte faini, sunt bine, sâmbetele nu se vede, dar se vede pe o atitudine. Sunt foarte mulți din Filipine, din Mauritius, din Italia, din România, dar nu așa de mulți ca de, și din Turcia și nu știu ăștia cum îi gestionează, cum cred că au traininguri. În orice caz, nu mă așteptam la atâta amabilitate. Da. Bine, și sunt foarte multe aziatici, deci cred că totuși aziaticii sunt altfel. Până la urmă n-a venit nimeni, am mers eu singur, am plătit pentru opțiunea single, pare să 70 de euro, era 300, da, ca să vă spun câteva detalii, costa 300 și ceva și am plătit 394, mi-am luat altă asigurare, nu am luat-o de la companie, asigurarea m-a costat undeva la 140 de euro pe tot anul, am luat cea mai ieftină, nu am vrut să colaborez chiar dacă îmi făceau 20%, pentru că trebuia să plătesc 500 și ceva, fără Canada și fără America, deci nu avea rost. Și am vrut să iau zborul doar tur și costea mult mai scump decât zborul tur-retur și am plătit de tot 713 euro cu tot cu zbor, croaziera, numai că nu am luat opțiunea băuturi, beau apă. Și am făcut cunoștință cu un cuplu francez, asta care a venit cu mine în excursie și de două ori deja m-au servit cu o bere pentru că ei au opțiunea băutură și au fost foarte drăguți cu mine. Mioara, salutare! Florin, mulțumesc! Da, Barbados! Câte grade sunt? Cred că vreo 30 erau. Era chiar foarte cald, dar era vânt așa numai bine. Am fost chiar la plajă după excursie. Am mers foarte mult pe străzi. Un domn taxist a venit la mine și mi-a zis să mă culc cu el. Văd că dacă nu vreau să încerc negri. M-a întrebat dacă sunt căsătorită, dacă am copii și a început să-mi facă propuneri. Marinea, salutare! Apa este mai sănătoasă, da. Ai putut să faci vlog de pe barcă? Nu am făcut nimic, pentru că ce am făcut? O zi pe mare, am stat mai mult pe afară, m-am plimbat, am stat de vorbă cu oamenii. Ziua trece foarte repede și am citit. Am citit o carte foarte interesantă. Nu am cu mine, dar Fericirea fără motiv. E o carte care, chiar dacă vreți să fiți fericiți în viață fără chestii materiale, deja în sufletul vostru recomand, pentru că cred că o să o mai citesc o dată, dar e deja, sunt vreo 400 și ceva de pagini. Dacă cineva a citit-o, pentru mine ea ceva îmi spune că am încă de rezolvat cu mine, așa că o să vedeți, cred că cu timpul o să fiu și mai fericită, sper. Până când nu mă gândesc la toate problemele alea de examen medical și toate astea, o să vedem fiecare lucru la timpul său. Ăștia ce au făcut aici au... Mi s-a părut că au vopsit aici, s-a încleiat mâna. Nu, Cosmin, eu în San Martin am ajuns... La ora 4 ai venit imediat autobusele după noi, eram undeva la vreo 100 de persoane, francezi, desigur,
Și imediat am mers în port, am făcut check-in-ul. Check-in-ul a fost foarte organizat, dar trebuia să facem iarăși test antigenic. Era o doamnă atât de drăguță, sărmana, și i-a zis că a doua doză de vaccin nu corespundea acelor 14 zile pe care ei le cer, era doar 3 zile, nu știu cum, diferența, și ea nu a putut să vină și așa îmi părea rău de ea. Am stat să-i traduc, pentru că nimeni nu vorbește, știți că este o parte franceză și alta neerlandeză, deci portul e pe partea neerlandeză și nimeni nu vorbește franceza, așa că trebuia să în același timp să fiu ca un psiholog pentru ea, pentru că era pierdută, și sărmana îmi pare foarte rău, pentru că pentru ea tot era prima dată croazieră și ieșise doamna la pensie, era atât de entuziasmată să vină, și adică a trecut toate controlele și când după antigen, când au vrut să facă check-in-ul în cabină, a zis că, doamnă, dar iată așa, nu aveți a doua doză, nu corespunde criteriilor. Și nu știu ce s-a întâmplat cu ea. I-am dat numărul meu de telefon ca să mă țină la curent. I-am spus poate să stea cel puțin o săptămână pe insulă și cel puțin să profite de insulă și pe urmă să ia zborul duminica viitoare. Poate o văd duminica viitoare la aeroport, dar eu nu știu dacă... Nu, la sigur nu mă duc în Franța înapoi. Mi-am găsit cazare pe 2-3 zile în Saint-Martin. Este un domn care mi-a răspuns la un anunț pe care l-am pus pe Facebook și de acolo sper să reușesc să mă duc și pe Saint-Bart pe 2-3 zile și de acolo nu știu unde merg. Așa că toate astea sunt peste o săptămână, nu-mi fac griji acum. Și ne zis omul că știu cum sunt de culoare neagră. Apoi ia să ajung. Dacă stau pe... Nu, am înțeles că pe Saint-Bart poți să ridici mâna așa și să atingi roțile la avion. Așa că să fac experiența asta, dacă e posibil. Zic că atât e de aproape, dar Saint-Martin am văzut cât e de... cum să zic, cât e de scurtă pista și s-a aterizat. Bună, Chris, bună, iată așa fac eu aici live de asta improvizat și foarte entuziasmat, da? Am așa niște emoții. N-am mai făcut live-uri de săptămâna trecută și mi se pare că a trecut deja câteva zile, dar de fapt zilele trec foarte repede aici. Unde ajung anul ăsta? Habar nu am. Sper să văd câteva insule aici prin Caraibe, pe urmă mergem, desigur, în America. Nu știu în care state voi merge, pentru că acum încă este friguț în America, nu prea văd interesul să merg chiar acum. Dar dacă, nu știu, sper în Puerto Rico vreau să ajung, m-am uitat deja la zboruri. Asta, problema este testul COVID și banii care costă ca să faci testul COVID și ca să intri pe o insulă sau într-o țară. Deci totul o să fie, vreau să ajung și în Asia, dar și m-au uitat acum care sunt restricțiile acolo, în afară de Thailanda și care încă este, nu știu care țări. Voi știți cât mai bine, eu nu știu nicio informație de 3 zile. La noi e ninsă seara, astăzi se pătrește. Dar am văzut că unele părți, adică cineva mi-a scris că ninge prin unele state pe acolo. Croaziera am luat-o, salutare Mihaela, am luat-o de pe destocaj croazier, dar aceeași ofertă era pe MSC, e așa spun. Dar se poate și pe destocaj croazier, e posibil uneori să ai mai multe oferte. Era și pe promo vacanță, țineți-vă bine, promo vacanță, eu când m-am uitat, era o persoană plătește, a doua este gratis. Adică cu 400 de euro se putea de mers două persoane. Și a fost în parcă 24 de ore acea ofertă, pentru că eu am sunat și am întrebat, mă gândeam, poate găseam o prietenă și venea cu mine. Da, era o prietenă, dar era cam răcită și a zis că nu vine. Dar
Face, face. Cele două zile petrecute deja spune că facem. Ai văzut vlogurile lui Marian Adventures din Argentina. Eu am fost în Argentina și am mers și în Patagonia. El a fost în, el e în Ushuaia, nu? Nu știu ce face acolo, pentru că Ushuaia este foarte scumpă. Mie nu mi-a plăcut. Eu am fost în Puerto Williams, sper să merg acolo, pentru că acolo este capătul pământului. Nu, Ushuaia este capătul pământului. Asta este turistic. Ushuaia, $80 să mănânci crabul ăla mare, care eu, de fapt, l-am mâncat cu pescare pe... sper să meargă pe strâmtoarea aia, cum se zice, bigle. Nu știu dacă se duce pe Cap Horn. Aveam oportunitatea să o fac și nu știu ce am avut atunci și nu am fost. Dar din Punta Arenas până Porto Williams am mers 4 zile pe corabie. A fost o experiență nemaipomenit de frumoasă. În genere, Patagonia, fie ea din Chile, fie din Argentina, este foarte, foarte frumoasă. Sper să mănânce cereșe, este sezonul cereșelor și mai sus, în Patagonia de Nord, am uitat cum se numește orașul, este un oraș unde acolo se cultivează cereșele. Cati, mulțumesc foarte mult! Păi am văzut că a postat că merge din Buenos Aires în Ushuaia. Pentru că noi avem un prieten comun și ăla întreba cât costă prețul și a spus că 70 de euro sau dolari, nu știu care e. Mihaela, mulțumesc! Eu te-aș vedea bine cu Marian Adventures. Poate el nu se vede bine cu mine, nu știu. A vizitat Tigre cu un trip pe Rania River. Eu în Buenos Aires am fost de două ori. Mie îmi place la nebunie. Cred că e cea mai frumoasă capitală din America Latina. Da, la sigur. Stau și mă gândesc așa. La Paz, interesant. Sper să meargă și în Bolivia, în Peru. Nu, e și acolo trebuie de mers. Dar cred că dacă a început cu America de Sud, o să ajungă și în acele țări. Cum să zic, atunci când am fost eu în 2019 erau niște prețuri nebune. Acum posibil pentru că acolo este inflația foarte economică foarte importantă și posibil și mai ales că nu au turiști, posibil să fie totul mai ieftin. Eu zic posibil pentru că în alte țări e cu totul invers, adică tot acum, după 2 ani de pandemie, toate prețurile au crescut. Eu nu știu cum ăștia fac, de exemplu, în Barbados, pentru că benzina, motorina, benzina, 2 dolari costă litru. Deci e același ca și în Franța, un euro 70 sau cam cât, un euro 70, un euro 80. Salariul mediu e de 900 de dolari. Nu m-am uitat cât costa. M-am uitat. Burgerul, $20, pește, dacă vrei, vă imaginați că nu mă duc, chiar dacă, nu, peștele ăla, cred că dădeam, nu știu dacă dădeam $20 să mănânc peștele ăla, cred că da, pentru că, dar nu era. Și noi vroiam cu francezii să gustăm, în orice caz, dar n-a fost să fie. Tatiana, salutare! Salutare și de la Marea Adriatică din Italia. Mulțumesc foarte mult! Cum e Marea pe vas? Nu a fost agitată? Când a fost agitată? Azi noapte? Aseară! Mai, dar mi se părea pentru că, bine, eu sunt cam sensibilă în genere la mare, dar mă duc, chiar și dacă trebuie să vomit și mă doare capul, da, prima zi, deci când am început să mă doare capul, seara, când a fost... cină și un spectacol. Da, au niște spectacole, vai de mine, foarte bine organizat. Poate mâine, joi. O să încerc să facem așa că, dar nu, la voi să dormiți deja la spectacol, ora 7, 7 și 4, 11. Poate reușim să vedem și vreun spectacol, dacă este Wi-Fi-ul peste tot. Da. Și asta ziceam, a început să mă doară capul.
Am luat un somnifer ca să fiu sigură că o să dorm, pentru că este diferența, v-am zis, de 4-5 ore. Am dormit foarte bine. M-am trezit iarăși cu aceeași durere de cap. Am luat un Nurofen. Rar când iau tablete. În genere încerc să nu iau tot ce ține de medicamente. Asta e o altă paranteză. Când mă duc la medic, îi spun care e cel mai important, pentru că eu la sigur o să iau prima zi, a doua și a treia deja am uitat și nu mai iau. Și deseori nu iau tratamente de astea medicamentoase. Asta ziceam. Și ieri a fost totul ok. Și când aseară am făcut cunoștință și cu o fată din Polonia. Și mergeam și zic că tu n-ai impresia că se învârte corabia pe aici? Te zic, am impresia, dar eu simt foarte bine, pentru că eu chiar și când dorm, uneori corabia se clatină bine. Și nu mă gândeam că atât de mare, nu știu câte tone are această corabie, ca să simți totuși vibrațiile astea pe mare. Și am ieșit ieri, pentru că era la etajul 16, era o serată tropicală, nu știu ce, cum a pus, tropical, da, și era muzică vie, dar era un vânt atât de mare, eu n-am putut să stau, pentru că chiar se simțea frigul de la vânt și vedeam valurile cât erau de mare. În fine, o să vedem deja noaptea asta cum o să fie, dar nu am avut nici răul de pământ, pentru că poate să fie și opusul, să vii de pe corabie și să încerci să mergi și să vezi că nu mai poți merge. Mi s-a întâmplat și așa ceva. Am fost pe o corabie cu pânze cu vreo 20 de ani în urmă, din Monaco spre Cannes și am avut așa pățanie. Te-ai întâlnit cu Riana pe acolo? Păi nu, că nu este acum aici, dar vine, zis că des, maica sa e pe aici, chiar în Bridgetown, în capitală. Turiștii sunt 450 de persoane, nu știu, azi e ziua unde oamenii intră și ies de pe vas. Nu știam că pe fiecare insulă unde se opresc au noi turiști. Eu mă gândeam că doar din San Martin, dar de fapt nu e chiar așa. Așa că tot am fiecare zi noi informații. Știu că din Franța trebuia să vie 108 persoane, dar foarte mulți nu au venit din cauza vaccinului sau din cauza că testul COVID era pozitiv sau din alte motive. Dar domnul care făcea îmbarcarea mi-a spus că erau prevăzute 108 persoane și că erau undeva 450 de persoane. Cu două săptămâni în urmă, pe aceeași corabie a fost 1000 de persoane, dar a zis că are o capacitate de 4000. De ce? Că ieri am stat și m-am gândit, măi, 400 și mai adaug, adică pune de 10 ori mai mult. 4000, eu nu știu. Acum eu mă simt foarte superb. Tatiana a zis, mă gândeam la timp cum iată așa și a venit live-ul, nu? E minunat ceea ce face, îmi ia o porție de călătorie împreună cu tine, sănătate. Mulțumesc foarte mult! Nu ai claustrofobie? Nu, n-am. Care se mișcă din cauza valorilor? Nu, mai sunt foarte bine. Citesc seara, chiar nu am timp, aș vrea să citesc mai mult. Iată, trebuie să fac vlogul și de asta și am zis că live-ul totuși o să mă ajute să vă spun și să vedeți și să mă întrebați, pentru că așa și eu o să întreb și cred că nu sunt împotrivă să fac un live. Oamenii sunt cu măști pe față, nu se vede identitatea omului, așa că nu cred că o să fie probleme de drept de autor. Mai mult, eu o să am de-astea că o să fie muzică și pot să fie, cum să zic, copyright-ul YouTube-ului, dar noi de mici când răseam cuvântul corabie ne gândim la un vas de pânze. Da, e vas. E amuzant să te auzi spune că ești pe o corabie. De ce eu zic corabie? Sau lui Bato? Pentru că e Bato. Eu zic Bato, corabie. Da, într-adevăr, eu chimbiră îmi place foarte mult. Și pâine. Dar eu nu mănânc pâine. Pe asta. Am prins furtun pe mare și oceanicul zice și că nu se simte prea rău.
o cameră undeva și... A, ok. E bine de știut, mulțumesc, Fabian. Liviana, poate în viitor explorăm Italia împreună, de ce nu? Marea Caraibilor e foarte agitată în general, mai ales în zona San Martin. Ah. Da, e posibil. Da, să știți că eu am fost în Martinique, în Martinique era ok, în Jamaica era cam agitată, aveți dreptate, și în Republica Dominicană, depinde unde sunteți, pe care parte. Dar aici, în Barbados, am fost pe partea Atlanticului și era și mai agitată. Aici, de fapt, era ok unde am fost eu pe plajă și am făcut niște filmări. Poți să zici și vapor, da, vapor. Loredana, mulțumesc foarte mult. Corina, ciao, ciao. Mulțumesc. Îmi pare bine că sunt aici și vă dau puțin și eu niște noutăți. Nu mă așteptam, de fapt, să fie cât de cât Wi-Fi-ul. Văd că acum nu s-a mai întrerupt de câteva minute și mă gândeam doar să vin să fac un video scurt pentru a vă anunța că facem un live. Așa că i-am zis francezilor, bine, plătesc aia, pentru că ei au zis că ei nu iau Wi-Fi-ul și zic, bine, o să plătesc aia 30 de euro, pentru că munca este prea lungă, prea importantă dacă fac vloguri. Trebuie, cred că trebuie nu știu câte zile să filmez, câte zile să editez, este prea mare corabia și cred că și-ar fi boring să fac un vlog, mai bine să fac un live, așa o să fie, oamenii o să vină, să iasă, poate să fac live-urile 2 ore și să aștept vreo 10 minute și iar să fac 2 ore, nu știu cum e mai bine, pentru că mi se pare că dacă fac un live de 3 ore, cum am făcut atunci cu Marian Borcea, pentru că dacă fac de 6 ore, cred că prea lung, nu știu dacă este interesant. Aș putea să fac pe temă, să zicem, începem la mine, stați să zicem așa, câte ore acum la voi? Spuneți câte ore, pentru că aici e 6:37, deci câte ore? Ca să văd care e diferența. Pentru că cred că pe aici, prin Caraibile, de pe o insulă pe altă, trebuie să fie aceeași oră. Cine îmi scrie câte? 23:37, deci asta ziceam, sunt... 5 ore sunt. Păi stați. Da, deja fiecare își face calculul, pentru că nu, în România, cât este? 11:37. Dacă e 11 și aici e 6, deci 5 ore sunt. Eu mă gândeam că cu Franța erau 5 ore. Înseamnă cu Franța 6. Nu prea. A, deci, Corina, eu cred că o să intru, bine, aș putea să fac cu răsăritul soarelui, dar răsăritul soarelui e pe la 6:20, deci la voi ar fi deja 11:20. Și atunci am putea să facem răsăritul soarelui, mergem să luăm micul dejun, nu o să fie prea multă lume la micul dejun și atunci vă arăt totul, cum este făcut bufetul. Pe urmă încercăm să mergem sus, iarăși nu o să fie foarte multă lume la piscină, ca să fiu și eu, să nu se uită oamenii la mine și zic că ce cu nimpun asta vorbește. O să înțeleagă ei, pentru că am făcut cunoștință și cu germani și cu francezi și le-am zis că iată vreau să fac un live și eu zic că da, noi să facem salutare, să salutăm pe oameni. Deci în Spania e 11:37, România e 12:37, deci da, este diferența mare de 6 ore. Da, deci dacă aș face deja la răsăritul soarelui, se poate de făcut, da. O să văd, o să pun, deci nu e mâine, e joi. Nici nu mai știu care este data, adică nu mai am criteriul timpului în... România, da, wow. Eu mă gândeam 4 ore, deci da. Eu nu ți-am ajuns în San Martin, am luat croziera și am mers 24 de ore.
ca să ajungem aici, în Barbados. Aleona, salutare! Da, sunt în portul din... A, ai recunoști acest termen? Da, ce interesant! Ți-a plăcut aici culorile? Măi, mi s-a părut toate casele atât de colorate. E un adevărat curcubeu această insulă. Chiar mi-a plăcut la nebunie. Dacă ai timp să te duci în downtown, e foarte drăguț, iar plajele după ce mi-ai fumat după 7. Da, trebuia să merg pentru că taxistul care ne-a dus înapoi în centru a zis că hai să te mai duc, dar vină tu singură și nu plătești nimic. Și a zis că nu pot să-i las pe francezi cu nebunul ăla de domn sărman, nu știu ce are. Și le-am zis. Și eu zic, hai, poate fii, eu zic, bine, hai, mă duc cu ei 2 ore și pe urmă revin. Dar cred că el și-a găsit clienți și nu l-am mai văzut. Dar vroiam să văd, mi-a zis că Pebble Beach era cea mai frumoasă plajă. Deci vroiam să văd cea mai frumoasă plajă a insulei, dar deja am mers cu francezi aici, la plaja chiar din capitală și mi-a plăcut, era ok. Radnela, salutare! Alex, mulțumesc. Deci pe 27 ianuarie, deci joi. Eu știu că este joi. Azi suntem marți, mâini, miercuri. Joi o zi întreagă avem pe mare. Și cam târziu pentru România? Da, cam târziu, dar dacă facem pe la 12 încep, da, trebuie așa să fac, ca pe urmă voi să puteți să vă conectați și să vedeți. O să vorbesc mâine cu unul din români ca să mă ajute poate cu organizarea, adică cum ar fi mai bine ca să nu îi perturbez pe oameni că fac live și adică unde ar fi mai bine să încep ca să fiu puțin în decalaj cu oamenii. Alina, da, o să încerc să chiar din potrivă să rămână live-urile alea, pentru că eu nu o să fac vlog ca să prezintă doar... O să fac, adică, de prezentare doar iată cu locurile cele mai frumoase care mi s-au părut mie, dar nu o să fac, pentru că ar fi ore întregi un vlog și nu face. Adică, poate o să fac o mică introducere, n-am idee de cum o să fac. Eu deseori îmi vin ideile atunci când încep să editez. Compania MSC Seaview, deci Seaview corabia este enormă, cu o capacitate de 4.000 de persoane, 19 etaje, bine, la 19-lea nimeni nu locuiește, dar acolo încă mai sunt jacuzzi, piscină. Am văzut un tobogan cu ăla cu apă, trebuie numai decât să merg... mie nu prea îmi place, dar o să încerc să-mi depășesc frica asta de activități de senzație sau de... Da, de senzație, așa se zice. În franceză, eu am tradus din franceză. Mai sunt români pe vapor. Ca clienți, nu știu, trebuie să-l întreb pe Sergio, este un domn, Sergio, la recepție, e foarte drăguț băiatul, a zis că lucrează pe croaziere de 8 ani. Cum este călătoria? Îmi place. Iată, aceste 2 zile au fost superbe, nici nu am văzut cât de repede a trecut timpul. Și întâlnesc oameni care mai de care, care mai faini, care mai, știți, fiecare cu problemele lui. Dar povestea asta cu domnul italian care vorbește de fapt 5 limbi și e un domn deștept, acum este la pensie, dar cred că are o problemă psihologică. Știu că are un copil, are 2 copii, unul este cu schizofrenie, soția s-a lăsat cu copiii și a plecat, i-a abandonat pe toți 3. Are domnul poveste de viață grea. Și cred că eu așa mă gândesc și din intuiție personală, dar și din experiență profesională, că domnul are un început de demență și cel mai mult cu caracter frontotemporal, adică tot ce ține de cortexul frontal. Deci la el se începe cu probleme de atitudine și de comportament.
Asta este, că până când nu are probleme de memorie, dar am văzut că povestește aceeași istorie de 3-4 ori. Deci stau și mă gândesc. În orice caz, a învățat foarte bine în întrebările de la quiz și tot răspunde și tot câștigă domnul. Și la un moment dat, doamna care este responsabilă pe tot ce ține de concursuri, da, că fac și bingo și diverse quiz, muzical, Masterchef, și el tot le câștigă, pentru că cred că l-a învățat de 6 luni, stă pe barcă. Deci vă imaginați că domnul știe deja, pe toți știe, știe cum îi cheamă, ce face, și am înțeles că are diverse conflicte cu ei, deci are domnul o problemă. Da, atenție, sindrom frontal, exact, are sindromul frontal. Are, în orice caz, simptomele sunt de... Nina, salutare, salutare! Ia uitați, a stat deja cu voi 42 de minute. Care este ora? Ora aici era 7. A, deja e ora de cină. Aș merge să mănânc ceva. În duminică recomand să mergi în Rainforest. Fabian, deci tu, mulțumesc foarte mult, hai că mă ajuți puțin, pentru că sunt excursii și iată, îmi pare rău că nu am luat să văd care este programul și poate mă ajuți. Deci Rainforest, zici, trebuie să mă duc. În Rosso nu e nimic de făcut, e sărăcăcios. Am văzut ce propuneau eu, cascade, sunt acolo niște cascade? Face sau nu știu, în orice caz, excursiile astea sunt foarte scumpe, dar nu merg pe o insulă ca să nu ies, așa că deja cât va costa, o să merg cel puțin să am o părere despre insula, că nu cred că voi mai merge pe așa croziere. Dacă își facă o croazieră, mi-ar plăcea foarte mult o croazieră pe acolo mai sus, Puerto Rico, Belize, în partea aia mai de nord, mai aproape de America. Da, cascade, spune imediat numele. Hai că aștept, dă-mi, te rog, trucuri de călătorie să văd ce să iau, pentru că, într-adevăr, nu vreau să... Hidden Falls, da, exact, asta era Hidden Falls, am văzut. Și aici era, ce era? Harris, nu știu ce, Cave, nu Harris. Și am întrebat cât costă ca să intre în peșteră. 57 de dolari. Zic, ce ați nebunit? Doar intrarea, nu excursia, intrarea. Zic, da. Dar m-am isprăvit foarte bine ca să plătesc doar 25 de dolari pe 3 ore de taxi care s-a oprit, am luat poze, am filmat. Nu, a fost foarte fain. Marian, vezi? De ce n-ai venit cu mine în croazieră? Acum stătești și făceai live-uri, nu eu să stau aici așa. Și de văzut telefonul cu notificarea asta de live, n-ai somn. Marian, te rog, uite, te rog foarte mult, dacă ai pus acolo în plan un live joi, nu te bagi, te rog foarte mult, pentru că eu un singur live o să fac de aici, de pe croazieră, și am ales joi, pentru că e joi unde stăm pe mare, așa că tu vii aici pe live și îmi ești moderatorul și îmi pui aici. Da, chiar ai, să spunem, unde ești acum? Ce faci? Zic că nu ai somn. Somnul la mine e 6:48. Suntem în Barbados. Da, dar problema este că nu e de organizare sau de bani sau... Pur și simplu am înțeles că mâine este imposibil să mergi fără organizare, fără excursie. Joi vreau să fac mare live cu invitați mulți, am zis că nebunie. Păi la ce oră faci live și cât de lung? La ce oră să încep eu live-ul? Nu, că dacă nu pot să încep mai devreme de 6. Zic că mare nebunie, dar unde ești? Marian, joi ai interzis la... Mai bine, auzi, Marian, ia un zbor la Dominica și îmbarchezi și tu, vii pe croazieră. Uite, 400 de euro. Pe tine te-a costat mult mai mult Spania. 400 de euro croaziera.
Trafalgar Falls, mai ales pentru peisajul până acolo, dar atracția e Emerald Pool. Păi asta că nu pot să fac toate și ăștia cu excursiile îți bagă doar o chestie, nu două, trei. Ca să mai plătești o, două, trei excursii. Atracția Emerald Pool, vai de mine. Fabian, dar nu să mi-aduc aminte. Dacă poți să te rog să-mi scrii un mesaj, pentru că aici se ștergă mesajele și pe urmă o să fiu pe croazieră până poimâine, poate mâine găsesc un Wi-Fi dacă pot să ies de pe corabie. A, asta a fost glumă. Bine, am înțeles. Glumele lui Marian, mulțumesc foarte mult. Să fii pe live cu mine. Sunt două atracții. Ok. Dacă fac screenshot, stați puțin să fac screenshot. Să fac două chestii la același timp. Ai. Nu vreau să arăt. Ok, am făcut screenshot. Și ai mai scris undeva. Să mă uit și eu la programul lor. Ce interesant, 122 de like-uri. Iată așa. Bine, mă duc că văd că toată lumea gata, a plecat. Mai rău aici, mai este încă un domn, doi, dar a zis că plecăm la orele 9. Am văzut că când am ajuns în San Martin trebuia să plecăm la orele 23 și am plecat la orele 9, adică la 21, pentru că toți erau deja îmbarcați și cei care au ieșit, pentru că sunt foarte mulți care sunt de o săptămână, două, mai era un alt domn de două luni. Nu știu ce fac ăștia, 6 luni, 2 luni, aceeași croziera așa care se învârte pe aici, nu știu ce fac. De unde sunt cei? Foarte mulți din Germania, din Franța, din Italia. Nu prea am văzut americani. Ah, chiar n-am văzut americani. Trebuie să... Eu mai întreb pe oameni. Întreb. De unde ești? Ce faci? Cum ți-e? Îți place sau nu? Bine, dacă ar fi interesant așa să-i filmez, să le pun întrebări și ca să vedeți și voi reacțiile oamenilor. Alex, fugi să nu rămâi pe acolo. Asta ar fi nebunie, dar nu, că nu pot să rămâi, că vin, cred că și anunță pe aici, pentru că ei văd care sunt pe vas și care încă nu au ajuns. Da, Radnela, numai decât joi, deci o să încerc să văd cum reușesc să organizez, dar am întrebat-o pe doamna româncă pe care încă nu am reușit să aflu numele, pentru că ea era cu o altă clientă și am zis că vin mai târziu și vorbesc cu ea, vroiam să am mai multe detalii și am zis că trebuie să vorbesc numai decât nu când sunt și alți clienți și i-am întrebat-o în joi dacă o să fie de bună calitate să pot face live și a zis că da, dar eu zic, păi suntem pe mare, merge, și a zis că da, nicio problemă, așa că am încredere în ea. Valentina, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Ți-am scris pe Instagram. Mulțumesc foarte mult! Have fun! Hai, v-am pupat voi la culcare! Salutare! Cu bună dispoziție vă aștept joi și abia să vedem... Eu sunt încântată. Nu mă așteptam la așa reacție din partea mea. Nu că e ceva interesant. Cei care ați fost și ați văzut, cred că înțelegeți despre ce vorbesc, dar cei care nu, trebuie să veniți joi și să vedeți. Iar cei care au fost, să vină și ei să-și să mă îndrumeze, să zică, ia merge acolo, ia merge acolo, pentru că mie mi se pare ca un labirint. Chiar și domnul ăsta care deja de 6 luni se mai pierde, așa că vă imaginați eu de 2 zile. Bine, v-am pupat! Sănătate, toate cele bune! Pa, pa!